Bine v-am regăsit, dragii mei! Sunteți gata de o nouă aventură? Astăzi, la Educație Socială, ne aventurăm la proiectul educațional La pas prin Europa, o resursă pentru clasa A6. Vă place să călătoriți? Care sunt destinațiile voastre preferate? Ce vizitați atunci când ajungeți într-un loc nou? Opriți filmarea și scrieți pe tablă destinațiile și obiectivele vizitate de voi. Sunt minunate. Foarte bine. Proiectul educațional La Pas Prin Europa promovează capitalele culturale europene. Capitalele culturale nu reprezintă capitalele țărilor, ci este un titlu onorific conferit de Parlamentul European unui oraș sau mai multora pentru un an. Acest titlu implică organizarea și desfășurarea unor evenimente culturale care contribuie la bogăția și diversitatea culturală europeană. Punctul de plecare al acestui proiect este realizarea fișei de proiect în care veți stabili titlul proiectului, alegeți un logo potrivit, stabiliți perioada de desfășurare, prezentați care este scopul proiectului, stabiliți inițiatorii și beneficiarii proiectului, activitățile propuse, veți realiza un ghid turistic al capitalelor culturale europene și criteriile de evaluare care se realizează pe parcursul proiectului în funcție de gradul de îndeplinire a sarcinilor. Împărțiți clasa în patru grupe, fiecare grupă își alege o capitală culturală europeană care consideră că trebuie promovată în ghidul turistic la pas prin Europa. Prima grupă alege o capitală culturală europeană stabilită pentru anul 2022, a doua grupă pentru anul 2023, a treia grupă pentru anul 2024, iar ultima grupă alege o capitală culturală europeană stabilită pentru anul 2025. Ghidul turistic La Pas prin Europa trebuie să arate ca un adevărat manual pentru cei care doresc să pătrundă în universul călătoriilor și al locurilor noi. Ghidul vostru trebuie să ofere informații. Prezentați coordonatele geografice și un scurt istoric al capitalei culturale europene. Ghidul trebuie să ajute la orientarea și deplasarea turiștilor. Veți atașa o hartă și veți realiza un itinerar al principalelor obiective turistice. Descrieți pe scurt obiectivele turistice precum monumente, muzee, galerii de artă, teatru, expoziții, festivaluri de teatru, de film, festivaluri gastronomice, etc. Acordați o atenție deosebită personalităților care s-au născut în orașul selectat de voi. Adăugați ghidului vostru curiozități sau sfaturi pentru a atrage atenția turistului asupra capitalei culturale europene. Spor la lucru! Avea aștept să răsfăiesc ghidul turistic al clasei voastre. Promovați proiectul vostru la nivel de școală, de comunitate, pe rețelele de socializare. Iar dacă veți inspira pe cineva să călătorească în capitala europeană promovată de voi, în ghidul turistic La Pas prin Europa, atunci cuvintele exploratorului arab batuta se adeveresc, și anume călătoritul te lasă fără cuvinte, iar ulterior te transformă într-un povestitor. Duceți povestea voastră mai departe și promovați orașele București, Cluj și Iași, poate viitoare capitale culturale europene, pe care le puteți adăuga în paginile ghidului turistic La Pas prin Europa. Călătorie plăcută!